Călătorim în trafic pe frecvențele preferate, iar pentru ieșeni în perioada 26-30 noiembrie 2021, sunetele au culoare, iar culorile se traduc în sunet sau pe scurt, la Iași are loc prima ediție evenimentului Sinestezia. Iată timp de 5 zile, publicul se întâlnește cu artiști ieșeni și din țară și explorează arta în diverse forme neconvenționale, atât fizic cât și online, prin transmisiuni live gratuite. Iată de vineri, 26 noiembrie și până marți, 30 noiembrie, în intervalul orar 12-17, în pasajul Piața Unirii, iar se poate experimenta liber Fluid Memory, o instalație video interactivă marca Andrei Kozlac realizată în colaborare cu artistul Silviu Apostol, iar vocea pe care o veți auzi aparține Alexandrei Diaconița. În studioul Viva FM se află Andrei Kozlac, artist video și lector universitar, doctor la Universitatea Națională de Artă George Enescu. Și Facultatea de Arte Vizuale, secția Fotografie, Video și Procesarea Computerizată a Imaginii, și profesor colaborator la secția de media a Facultății de Arte din Mureș. Bun! <laughs> bine, bine ai venit, Andrei! Bine v-am găsit! Mă, după această scurtă introducere. Da, foarte scurtă. <laughs> Hai să vorbim puțin despre inspirația ta pentru această instalație. Cum a pornit? A, ah, e întrebarea mea preferată. Cum a Așa pornit ai? această instalație? Da. Ea nu a pornit într-un mod, cum să zic, intenționat. Ea a venit organic. Era o sumă de experiențe pe care l am acumulat cu toții, cred că în perioada pandemică și mai ales, cred că în perioada de izolare pe care am avut-o. Și... Mă rog, nu am lucrat instalația în perioada respectivă, dar pur și simplu am acumulat o serie de experiențe care multe luni mai târziu m-au bântuit într-un fel sau altul, pentru că am avut niște uh, revelații personale, ca să le zic așa, în ideea în care am putut să mă observ mai bine pe mine și să văd ce se schimbă în mine în, în toată situația asta și m-am uitat un pic uh, dintr-o altă perspectivă și către exterior, către ceilalți oameni și ce se schimbă în ei, de fapt, uh, mi-am dat seama că oamenii, cumva, în tot sevrajul ăsta tehnologic și fuga asta zilnică, dintr-un punct în altul, din comunicarea socială excesivă, au, au uitat, un, au pierdut, cred că, o zonă foarte importantă și aceea de a contempla. De a contempla la corpul lor, la, la gândurile lor, la la existența lor, efectiv. Uh, și mi s-a părut interesant că în perioada asta de izolare pe care am avut-o noi la începutul pandemiei, majoritatea de noi a trebuit să stăm cu noi. Adică nu mai puteam ascunde în spatele unor relații interumane, să în spatele unor evenimente, în spatele unei munci. Pur și simplu, trebuie să stăm cu noi și să avem grijă de noi. Și ce se întâmplă atunci când omul este pus Față în față cu el. Uh -huh. Mi s-a părut uh -huh. foarte interesant. Și, mă rog, multe luni după am, am creat această. mi-a apărut în, în minte această idee de um, a face pace cu amintirile tale, cu experiențele tale și a lăsa uh, mintea să curgă și să treacă prin ele într-un într mod. Uh, sau, mă rog, într-un sens de acceptare. Și așa a apărut uh, lucrarea Fluid Memory, care este o lucrare video-interactivă, care um, creează această voce interioară. Sunt scurte anecdote pe care le-am uh, le scris și pe care le-a interpretat Alexandra Diaconița, care este o actriță profesionistă. Um, sunt niște scurte texte, niște scurte experiențe cu care omul nu numai că poate să empatizeze, dar ele au și o tentă de speranță, în ideea în care poate că nu e chiar așa de rău că am stat noi cu noi. Uh -huh, uh -huh. Și că ne-am uitat și înăuntru nostru după o lungă perioadă de uitat în ecrane, în clădiri, în oameni, în trenduri, în tot felul de chestii. Și, practic, ce se întâmplă, Andrei, când... când... Ajungi în fluid memory, în instalația creată de tine. Fluid memory um, este o lucrare interactivă care, în primul rând, invită publicul să atingă. Așa. Un lucru foarte... Um, curajos cum, în perioada aceasta exact, nu? un lucru pe care noi l-am cam estompat în sensul cum grățișări tacti, această tactilitate suntem mult mai atenți pe ce punem mâna ne, ne dezinfectăm de șapte ori uh, și e bine să facem chestia asta în perioada asta <laughs> doar că o facem cu frică Um, și normal, și această frică până la urmă, e că trebuie să ne protejăm. Dar am vrut să revendic un pic acest uh, curaj de a apăsa niște lucruri fără să-ți mai pui întrebări. Și atunci este acest corp uh, amorf, eu zic, e un corp care conține un, un ecran LED pe care sunt amplasate niște vase petri în care se află aceste lichide dezinfectante. În fiecare vas desinfectant este câte o imagine proiectată, videomapată, ca să zic așa, prin, pe plasma respectivă și publicul este invitat să facă contact cu acel lichid ca să activeze acea bulă de memorie. Și în momentul ăla, pe un ecran, în cazul nostru, este acel ecran LED circular, circular din, din pasaj, se activează acea uh, experiență de 20-30 de de secunde care lasă în urma ei o întrebare mm -hmm. pentru fiecare. Mm -hmm. E minunată să, să rămâi sau să pleci sau să chestionezi ce ți se întâmplă sau, cum spuneai tu, rămâne lumea cu o întrebare. Dar un concept. Foarte interesant este exact acesta de care vorbești și anume cum, cum capătă materialitate gândul, practic vorbim despre asta, nu? Da, 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 da. E, mă rog, proiectul are două uh, elemente, acest corp fizic de interacțiune, acest bord al minții, ca să zic așa, cu aceste bule în care se află câte o experiență, câte o sinteză, o experiență de fapt, uh, și acest ecran, de noi ce vedem practic? Nu vedem experiența relevată concret. Sunt niște senzații, sunt niște absurduri vizuale sau suprarealiste. De exemplu, am o situație în care povestește acea voce interioară despre ziua 37. Am început să plantez tot felul de plantuțe pe balcon sau mă rogunde și mă uit în fiecare zi și aș, mă uit în fiecare zi, le urmăresc în fiecare zi să văd dacă au mai crescut un pic și concluzia pe care o trage persoana respectivă este păi având grijă de acele plăntuțe parcă am grijă de mine și găsește acest mod și ca imagine sunt niște corpuri hibridizate uh, uh, cu tot felul de plăntuțe dar e o imagine care totuși instalează o stare de calm chiar dacă e foarte multă angoasă, chiar dacă e foarte multă frică găsește totuși un echilibru și în acest tip de singurătate femeră care s-a instalat în perioada respectivă. Um, conștiința, mergând un pic mai departe Conștiința, da. ce rol joacă în, în acest context? Acum ne raportăm acum Cum e conștiința noastră în contextul acesta? Există ea în, în, în discursul tău? Există Există în ce sens? Conștiința noastră cred că e un pic aglomerată De cu totul alte lucruri Care sunt cele importante, dar nu sunt chiar așa de importante și uh, unul din lucrurile pe care am vrut iarăși să le sesizez este această nevoie de a contempla la lucruri care să ne domine sau să ne copleșească. Și era iarăși alt, uh, o altă intervenție din cadrul instalației cu o, o scurtă povestire cum ies afară după două săptămâni și simt acea căldură a soarelui pe piele și știu că iau vitamina D eu nu mai am vitamine pentru că am ieșit afară să iau soare și noi de obicei nu, 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 nu ne uităm la soare în felul ăsta e cald, e fain, ne bronzăm e, ieșim la tricou e, și personajul meu sau vocea minții își pune următoarea întrebare, de unde vine această căldură, e, e ca și cum aș sta lângă un foc dar focul nu-l văd, de unde vine această căldură și spune, mă uit la soare și conștientizează în momentul ăla că soarele este foarte departe, apoi luminii ia 8 minute să ajungă de la soare la pământ. Și îmi dau seama că totuși acea căldură, acea radiație mă arde pe mine, apoi în spațiu, în, în distanța dintre soare și uh, pământ care este imensă, cred că e super fierbinte totul, pe jos acolo. Anyway. Și sunt aceste gânduri, aceste contemplații la interior care de fapt deschid că Deschid deschide o ușă, o între... perspectivă către uh -huh. univers, mai mai uh -huh. degrabă. Interior-exterior, da. o, o zonă fluidă între astea două perspective. Exact, exact. Pentru că aș vrea uh -huh. să elimin, nu că să elimin, dar să mai să mai scad un pic de uh, gândurile astea că e important cu ce ajung din piața unirii până în copou, dacă au un bol sau un Uber. Și mă, uh -huh, ce fac uh -huh. acolo, la ce terasă uh -huh. mă duc, cu da, cine mă întâlnesc. Da, Asta e da. faine, ok, dar țin de o, o. În drumul o... acela putem să ne, să ne orientăm sau să ne organizăm gândurile sau să, exact. le, să le observăm, efectiv, exact, că exact. ele poate sunt, numai că nu, nu avem noi exerciții să le observăm. Oamenii mai practică meditația, mai practică. Um, lucrul ăsta de a se uita la ceea ce simt, la ceea ce li se întâmplă. Mm -hmm. Și cred că una din marele probleme pe care le-am avut noi în pandemie, și o chestie pe care nu pot să mi-o explic, este că noi în mod normal ar fi trebuit să ieșim mult mai empatici, mult mai toleranți și să apreciem mult mai mult contactul pe care îl avem cu seminii noștri, adică să-i prețuim mult mai mult. Și culmea este că s-a întâmplat fix opusul, parcă suntem un pic mai distanțați, dar nu din cauza distanțării sociale, suntem mai dispersați, suntem ca, plasați pe cu, categorii și... cu noi înșine. Da, hmm? pentru că noi nu înțelegem ce se întâmplă cu noi și atunci ne e frică de noi, ne e frică și de celălalt hmm. din jurul nostru. Adică e foarte greu să trasezi niște... Niște limite, niște granițe. Da, ca să zic hmm. așa. <laughs> cine, a, cine a scris textele de care vorbeai, Andrei? Eu. Nu le-ai scris, Aha. Eu și am încercat cumva să le. Le-am scris foarte rapid, recunosc, adică nu am stat să fac o dramaturgie din asta uh -huh. super. Acest al am, am vrut să le fac cât mai sincere și cât uh -huh. mai. Uh... Deci sunt chiar parte din tine. Sunt chiar texte. parte din mine și cred că ele au ieșit fine pentru că la instalația -a, a mai fost expusă în două locații. Odată, prima oară a fost expusă la Brașov, la Bienala de Art, Art Esenția, și apoi la Festivalul Național de Teatru în București, la Arcub. În București, la Arcub, acolo a avut elementul ăsta de voce, de text integrat, pentru că la, la am avut doar text proiectat. Și am simțit nevoia că ceva nu era complet, nu închidea circuitul. Mm -hmm. Și am adăugat această voce care închide, practic, instalația foarte bine. Dar textele astea, cumva, când le-am făcut, am urmărit să fie sincer și să fie, să fie simt că s-a o bucată din mine. Și culmea este că oamenii, când au fost la București la lucare au întrebat, primul lucru acolo este vocea și cine a scris textul. <laughs> Like, da, da. A avut impact, a avut, a avut impact. impactul pe care oh. poate ți-l doreai. sau. După aceea l-am recitit și eu și chiar mi-a plăcut. <laughs> iată, iată o primă, o primă parte a discuției noastre cu artistul video. Andrei Kozlak despre instalația lui Fluid Memory. Suntem pe frecvențele Viva FM, iar în studioul nostru se află Andrei Kozlak, artist video, și conversăm cu el despre cea mai recentă instalație interactivă Fluid Memory din cadrul evenimentului Sinestezia. Andrei am acoperit destul de multe aspecte ale instalației create de tine. Ce aș mai o curiozitate de altfel de a mea. Oare o parte din discursul tău uh, intervine și asupra narativului personal? A fost o intenție de-a ta asta, oare, sau a reieșit în urma mm. reacțiilor primite? Uh. Fiecare ne spunem o poveste despre sine. Și, și cred și... că e important să fie așa, pentru că până la urmă, urmei, e important ce poți să aduce tu ca artist, om, în, în, în spațiul respectiv, în lucrarea respectivă, adică aș ți-ai putut într-adevăr să articulezi o lucrare corectă, tehnic și cu un concept, cu adică să, să încadreze cumva în ceea ce putem uh, numi o lucrare uh, de artă sau numi de asta, mă rog. Și e foarte ușor să bifezi toate punctele ca să o încadrezi, dar, până la urmă, orme, mi se pare foarte impersonal să fac. Mi s-ar fi părut foarte impersonal și nu aș fi crezut în lucrarea aia și atunci n-ar mai fi avut sens să fac toată treaba asta, toată arta asta. Dacă eu din mine nu-l o bucată și o dăruiesc celorlalți și invers până la urmă, că și publicul el este cel care pune ultima tușă asupra lucrării. Așa e, așa e. Și aici, dacă eu ca și public, ca și participant la instalație, interacționez cu narativul tău personal, s-ar putea ca cele două, sau ca interacțiunea aceasta să, să, mă provoace, cum spuneai tu la, la început, cel puțin la o întrebare. Și în, în sensul ăsta întrebam dacă o intervenție asupra narativului personal al celor care vin și ating și urmăresc senzațiile și vizual și, mă rog, își urmăresc simțurile în instalația ta. Cumva eu am plecat de la niște trăiri personale, ok. Doar că libertatea publicului, odată prin modul de accesare a acestor module, prin atingerea lichidelor și activarea acestor videouri, și um, interpretarea lor, modul în care um, trăiesc, experimentează acele povești sau imagini, le aparține. Și, uh -huh. mă rog, din ce am observat acum din feedback până acum din feedback-ul pe care l-am primit, um, cred că a ajuns ceea ce am simțit eu, cred că au simțit și ei într-un final. Și cred că e foarte important această comunicare prin artă. Chiar dacă câteodată creează niște angoase, dar sunt niște angoase vindecătoare în cazul ăsta. Chiar erau cei din pasaj, cei care au magazine acolo de făcut chei de mm. uh, marochinărie mar sau nu mai știu ce magazine sunt pe acolo. Au ieșit toți acolo foarte curioși și mi-au zis... Foarte fain ce se întâmplă aici, dacă nu pot să vorbesc cu primarul, să rămână aici instalația, că, că e liniștitoare. Deci <laughs> asta e, chiar pentru e, ei e o e chestie liniștitoare răspuns, și da. asta e iarăși e bine că creează, provoacă ceva. Sigur că da, când, când treci prin pasaj chiar ai o, un anumit tip de experiență. Și n-aș vrea acum să, să povestim atât de mult despre ea, ca să, să rămână și experiența în sine. Uh -huh. În schimb, uh -huh. noi ne apropiem încet, încet spre, spre finalul conversației noastre. Am o întrebare așa care te provoacă, Andrei. O întrebare de final. Da, da, Înțeles. da, da. Super. Dacă România ar fi o instalație video, interactivă, ce titlu ai da și cu ce elemente ai experimentat pentru a... A o realiza. What? <laughs> România Dacă să fie. Instalații video interactivă. Da, nu, nu cred că am lucruri bune în momentul am Nu ai lucruri bune, am Adică, înțeles. mă rog, există foarte multă speranță la noi și foarte multă resursă umană de calitate care, din păcate, se pierde. Um... Întrebarea cred că... era oarecum ascunsă în sensul uh -huh. să-ți aflu percepția Cum vezi tu România în viitor Și fiind artist mă gândeam să te provoc la o, Eu o sesiune creativă Eu cred că vin niște generații foarte interesante Care au capacitatea să mobilizeze un pic altfel lucrurile uh -huh. Adică vin niște tineri cu un alt tip de mindset Cu un alt tip de uh, energie cu niște proiecte valabile la nivel mondial, care ușor, ușor, acum încep să capete um, potență și să prindă rădăcini. Uh, nu, nu foarte multă lume e conștientă de ce implicație are zona IT-ului sau zona artelor din România. Um, și colaborarea, Și poate fuziunea diferenale. dintre cele uhum. două, dar sunt lucruri care deja um, promit foarte multe într-un viitor. Acum, na, Ține și de noi cumva să avem un respect și pentru uh, trecutul nostru, și pentru prezentul nostru, dar și pentru viitorul nostru. Și cred că acolo trebuie să ne uităm în momentul ăsta. misiunea noastră să mergem înainte, totuși. Mm -hmm. Cam pe acolo ar sta undeva titlul. Da. Pe acolo deci s-ar instalația mea, dacă ar fi de România, aș pune undeva în aer. În aer. Adică să plutească, dar da. poate să fie și în aer, să rămână în aer. Am înțeles. Mm. Andrei, unde te găsesc cei interesați de lucrările tale? Ah, ai un site, ai o pagină am o pagină de Facebook, sincer da. uh, se cheamă Andrei Cozlac Vidoarte sau ceva de genul, uh -huh. nu știu, nu mă ocup. numele <laughs> tău, numele tău să-l caute și cred că pe Google că nu prea, am fost un artist destul de incognito mulți ani și acum în ultimul an, cred că în ultimii doi ani am făcut și eu o pagină de artist și însă așa, încă mă simt ciudat cu ea acolo, <laughs> nu îmi place să creez statui chiar digitale, pentru că așa văd paginile asta de like, Este ca un soclo, acolo unde mi-am făcut o statuia mea. și... Mh, A, poate fi privit așa, dar poate fi efectiv un, un loc foarte bun să ca oamenii să acceseze ceea ce da, faci da, tu. Asta se găsește pe Google sau dacă te interesează de cineva anume. Da, e adevărat. Și de ce lucrează bolala, îl găsești. Motorul da, de căutare da. ne ajută, într-adevăr. Andrei, mulțumim tare mult că Mulțumesc și eu. Ai călătorit alături de noi în Viva Trafic. Așadar, dragi ieșeni, vă, vă așteptăm să treceți prin pasajul din Piața Unirii. În cadrul evenimentului Sinestezia puteți avea parte de o experiență numită Fluid Memory.